Încă un sportiv renunță să mai reprezinte România în întrecerile internaționale. Jucătoarea de tenis, Raluca Ștefania Șerban, a anunțat Federația Română de Specialitate că începând cu anul 2019 a decis să reprezinte Ciprul în circuitul mondial de tenis. Raluca Șerban este considerată una dintre cele mai talentate jucătoare și se antrenează de patru ani în insula Afroditei. Relația sportivei cu Federația Română de Tenis este una de notorietate. Deși a câștigat 10 titluri ITF la simplu și 11 în întrecerile de dublu, jucătoarea nu a primit niciun sprijin din partea forului român. Ajunsă la 21 de ani, sportiva a primit anul acesta pașaportul cipriot și a făcut o cerere la Forul Mondial al Tenisului Feminin WTA pentru a reprezenta această țară. Finalul anului 2018 o găsește pe Raluca Ștefania Șerban pe poziția 218 în topul mondial. Numai anul acesta românca a triumfat în șase turnee ITF. Ultimul succes îl a înregistrat pe 5 noiembrie când a câștigat finala turneului de la Minsk, dotat cu premii totale în valoare de 25.000 de dolari. În ultimul act, Raluca Ștefania Șerban a dispus de Iulia Hatuca din Belarus, scor 7 la 5, 7 la 5 cu nou antrenor pe bancă în persoana lui Liviu Ciobotariu. Fece Botoșan a câștigat ultimul meci al etapei a 16 -a din Liga 1, scor 2 la 1 cu Universitatea Craiova. După câteva minute de tatonări, gazdele au avut prima mare ocazie de gol. Golovka a centrat pentru Filop, care a întors pentru Mihai Roman, însă atacantul a trimis peste poartă. În minutul 25, Fabrini a deschis scorul cu o execuție senzațională. 10 minute mai târziu, Mihai Roman s-a revanșat pentru ratarea de la jumătatea reprizei și a oferit un asist spectaculos pentru Fulop. A fost ultima fază importantă a primei reprize. În actul secund, Oltenii au forțat înscrierea unui gol încă din debut. În minutul 52, trupa lui Mangia a cerut penalti, iar Cicldeu a trimis periculos, dar PAP a avut o intervenție excelentă la rădăcina barei. Golul oaspeților a venit târziu. Abia în minutul 79, Alex Mateiu a fructificat o centrare a lui Bancu. S-a terminat 2-1 pentru gazde și Universitatea Craiova rămâne la 7 puncte în urma liderului CFR Cluj. Diego Fabrini a înscris un gol spectaculos în disputa cu Universitatea Craiova și a intrat deja pe radarul celor de la FCSB. Italianul poate semna cu Roșa Albaștri peste o lună din postura de jucător liber de contract. Fabrini a semnat în această vară un angajament valabil pentru un singur sezon cu FC Botoșani, astfel că în ianuarie intră în ultimele șase luni de contract. Format la Empoli, Diego Fabrini a debutat în fotbalul profesionist în urmă cu exact 10 ani. În Italia a jucat pentru Empoli și Udineze. S-a transferat în 2013 în Anglia la Watford, însă a fost mai mult împrumutat la alte echipe echipe precum Millwall, Middlesbrough și Birmingham. La ultima echipă nu a reușit să se impună și a fost din nou împrumutat la Spezia și Oviedo. Diego Fabrini are 28 de ani și a fost internațional de tineret al Italiei. La data de 15 august 2012 a debutat în squadra Azura într-un meci contra Angliei pierdut de italieni cu 1 la 2. Un milion de euro este cota de transfer a lui Diego Fabrini.